Ia spuneți-mi, cum vă simțiți? Foarte bine. Da? Da. V-ați ridicat, v-ați mobilizat? Da. Acest medic din secția ortopedie își începe lucrul dimineața și ajunge acasă uneori și după 12 ore de muncă. În secție ar fi necesari 7 medici, dar sunt doar 4, condiții în care volumul de muncă este aproape dublu. Vă dați seama că suntem și noi oameni și capacitățile fizice, să zic așa, sunt chiar limitate. De multe ori, da, bolnavii, vă dați seama că fluctuează. Poate să fie 50 într-o zi, poate să fie 30, poate să fie și 100. Deci trebuie să fii apt întotdeauna să le acorzi asistența medicală. Pacienții spun că sunt momente în care medicii sunt copleșiți de numărul mare de cazuri. Medicii sunt foarte puțini și personalul auxiliar foarte puțin și mai ales pe timp de noapte. Este foarte greu și pentru dânsii și pentru pacienți că trebuie să stea să aștepte, că nefiind atât personal nu se poate să îi deservească pe toți în același timp. Domnul doctor Tițu a fost de gardă alanter, i-a intrat ziua, a stat toată noaptea până la 12 și pe urmă a făcut policlinica și a plecat noaptea acasă. Și a doua, seara târziu la 8 și a doua zi la 8 a fost aici. Foarte mult muncesc și cu noi și multe operații. La concursurile organizate, posturile nu au fost ocupate pentru că nu s-au prezentat candidați. Medicii tineri fug de spitalele de provincie unde nu sunt dotări, iar salariile prea mici. Majoritatea se duc în sectorul privat, se duc în centrele universitare, pentru că pentru un medic tânăr care lucrează 5 ani sau 6 ani într-un centru universitar, e frustrant să vină într-un oraș mai mic, unde să nu aibă o dotare echivalentă cu a centrului universitar. Reprezentanții spitalului spun că și dacă ar veni medici la concursuri, tot nu ar putea să acopere întreg deficitul pentru că unitatea sanitară este subfinanțată și nu ar avea banii necesari să plătească salarii pentru toți cei 85 de medici care lipsesc din organigramă.